Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, al cărui nume era Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat, al cărui nume era Iosif, din casa lui David, iar numele fecioarei era Maria. Și intrând la ea, i-a spus: Bucură-te, o plină de har, Domnul este cu tine! Ea s-a tulburat la acest cuvânt și cugeta în sine ce fel de salut ar putea fi acesta. Însă îngerul i-a spus: Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har de la Dumnezeu. Vei zămesli și vei naște un fiu și îl vei numi Iisus. Acesta va fi mare, va fi numit Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său, și va domni peste casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfârșit. Maria a spus către înger: Cum va fi aceasta din moment ce nu cunosc bărbat? Răspunzând, îngerul i-a spus: Duhul Sfânt va veni asupra ta și puterea Celui Preanalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Iată, Elisabeta, ruda ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe și aceasta este luna a șasea pentru ea, care era numită sterilă. Pentru că de la Dumnezeu nimic nu este imposibil. Atunci, Maria a spus: Iată, slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la ea. În a patra duminică din Advent, îngerul Gabriel o salută pe Maria zicând: Domnul este cu tine. Și aceasta este una dintre cele mai frumoase fraze, cele mai frumoase expresii a Evangheliei de astăzi, deoarece ne zice că Dumnezeu este alături de orice persoană. Deci, nu ne putem simți orfani sau uitați de Dumnezeu, ci dimpotrivă, Dumnezeu vrea să ne fie atât de alături încât vrea să se nască chiar în inima noastră. Nu te teme, bucură-te! Cu aceste cuvinte cu care îngerul se adresează Mariei, tot așa vrem să vă salutăm și noi astăzi zicându-vă: Bucurați-vă, bucurați-vă! Faceți în așa fel încât în inima voastră să se aprindă speranța pentru a putea fi ca un far pentru toți aceia care trăiesc momente dificile.